That's a new day, fellas. Cam asta e. Mergem acum spre Starbucks, bem o cafea tare. Sunt cam niște foarte mici și bate un vânt și autobusul a spus că va fi o vreme foarte instabilă. Deci trebuie să-mi găsesc stabilitatea. Trebuie să ajung pe la studio, am probleme cu niște programe, trebuie să plătesc factura la Orange, trebuie să-mi instalez niște chestii, v-am zis, pe laptop. Te vezi acum cu ăsta, 0.5 cred, e super fain. Cred, nu știu, nu mă văd. Și nasolul când nu te vezi, că te uiți în cameră, ai așa o siguranță, parcă, păi, sunt eu acolo, nu e altcineva. Am ieșit cu toate, să știți că se merită din primul Xiaomi M365 Pro. Băi, pot să vă zic cea mai bună investiție pe care am făcut-o în ultimii 3 ani. Băi, nu consum nimic. Bateria e de 12.000, adică e ca și cum ar fi vreo 3 încărcări la un iPhone. Ceea ce e super fain. Nu plătești nimic, mă, de fapt. Noi mergem acum la Starbucks. Nu știu dacă ați fost în Palace Mall, dacă veniți în Iași, trebuie să-l vizitați. Încă și Palace-ul, pentru că nu puteți să spate nevoie. Și acolo e Palace Mall. După aceea vine complexul Palace, unde e grădina Palace, unde se țin concerte, unde sunt târguri tradiționale, toți care vin cu salamuri și cu ghiurtoși. Acum, în perioada asta, nu o să mai vină nimeni din cauza că e cum e. Nu vă imaginați. De obicei este foarte full la mă sperii, uitați un pic. Deci, în spatele meu nu este aproape nimeni. Și gândiți-vă că acum nu se mai îmbulzește nimeni. Legile pe care le-au dat ăștia, nu știu, le-au dat cu gaze lacrimogene. Nu știu ce s-a întâmplat. În schimb, eu nu înțeleg ceva. Bun. Pe astea care vând chestii sau dacă ne ducem mai încolo aia care vând cojoace. De ce îi lași, mă? Aia cumpără online? Sau cum? Adică clienții vor cumpăra online? Cum vor face? Că asta nu mai înțeleg. În fine, asta nu se leagă. Tot oameni vor veni, tot oameni se vor îmbulzi, tot aceiași oameni vor proba același cojoc, dacă vor fi, același cojoc. Și-l probează 20-30 de oameni într-o zi. Nu, deja am pătruns în area aia de care v-am zis eu. A, uitați ăsta, hâțul ăsta, am crezut că e lui Dorian. M-am să facă ce am întrebat. Asta e lui Dorian? Nu, suntem altceva. Altceva, dar aveți același brand, nebunilor. Sunt foarte puțini oameni. Poți să-i numeri. 10, 12, 15. Când trebuiau să fii cu miile acum. Lumea se schimbă, s-a schimbat deja. Nu o să mai fie niciodată cum a fost. Și am ajuns, am pus măscuța frumos ca să nu ne ia la rost ăștia de pe aici. Când o să facă ăștia și zoom-ul pe față, la zoom auto, că nu mi se vede fața în capul prea mare. Suntem în daily vlog. Ce frumos e așa de ceva timp. Parcul ăsta, într-un timp era foarte, era un parc părăsitos. Și au făcut aici un stâlp cu România. Mă rog, nu-i văd sensul, e foarte mare și plin de camere. Era foarte liniștit orașul ăsta. Numai că de ceva timp se transformă într-un București. Și, na, de asta consider că ar trebui să mă mut undeva la țară, să mi-am o casă. Acum ajungem în rezervația naturală a bătrânilor din Iași. Să vedeți acum, sunt în natura lor. Da, uitați. Sunt pe grupuri. Sunt în stânga și în dreapta. Se mulțesc pe zi ce treci. Aici sunt gang-uri. Gang-ul de stânga, gang-ul de dreapta. Bravo! Să vedeți. Ia, uitați. Am intrat în grupul lor. Trebuie să știm pe unde să mergem ca să nu deranjăm pe cineva. Sunt ganguri. Rezervație naturală, așa se cheamă. Ei joacă șah acolo, adică și tabli și se fac combinații de alea eronate ca pe vremuri, în anii 80-90, când eu eram foarte mic, când sunt în 91, ori nu eram deloc în 80, când na, combinațiile nu prea se puteau face deloc. Acum suntem pe bulevardul principal, am trecut de rezervația bătrânilor. Asta e o zi în care nu prea vreau să fac nimic, o zi în care vreau să mă relaxez, să merg, pur și simplu, mă relaxez mergând și ar trebui să faceți asta și voi din când în când, pentru că vă mai eliberează din gândurile alea mai dark și vă face bine, chiar vă face bine. Amanetele sunt în floare, avem foarte multe amanete. Te uiți în sânga, în dreapta, uite, aveam acolo unul, peste drum, avem aici, nu pot să... agenții de turism, unde clar că avem nevoie de ele, mai ales pe vremea asta, când nu avem voie să ieșim deloc din casă. Da, da, cine știe logica asta? Filmez cu camera frontală, văd că filmează foarte bine, nu știam. Nu știți că mă lăudam eu cu trotineta mea dimineață, am făcut pană cu ea și nebunii ăștia îmi cer 1.000.000, mă, pentru pană, mi se pare mult. Și aștept să mă sune, să-mi spună când e gata. Ideea care e? Că
au venit restul de scule. De la studio. O să le facem un unboxing, nu știu cât de repede aici, în parc undeva. Vreau neapărat să văd. Sunt foarte excited. Până ajung la studio va dura prea mult timp, de aceea mă voi uita acum. Ca să fiu sigur de ce am comandat. Fiți atenți, desfac acum. Ah, uite acolo. Am ajuns pe bancă, dar am observat și am constatat că nu are cine să-mi țină telefonul. Și să vorbesc acum cu un străin, ca să-mi țină mie telefonul, ar fi cât de cât embarrassing. Dar am realizat că sunt lângă conservator și vom merge la unul din colegii mei ca să vă prezentăm ce am primit, da? Am venit direct la studio. Am zis că o să fac unboxing la asta. Hai să vedem cum arată, da? Hai să vedem. Opa, nu să mergem. Hai la o masă. Hai aici, cum vedem. Așa. Deci, desfacem asta. Avem o dată. Una bucată Omnisphere. Astea sunt cele mai tari tonuri pentru studio. Hai, începem cu asta. Dă mai încoace. Avem un sigiliu și aici. Do not buy if broken. Avem ce avem aici? Avem niște seturi. Astea sunt foarte bune. Aici avem un user guide. Bă, uite-ne cum arată ăsta. Știți ce e ăsta, nu? Bă, mai are ceva pe dedesubt? Da, nu mai are ceva. Nu mai are. Nu mai are nimic. Ăsta este Omnisphere. Uite ăsta mic. Pui așa, bagi în calculator, cele mai șmechere tonuri, da? Bun. Fiți atenți la asta. Hai bă, dă-o. Ăsta este un SE Electronics. Fai, mamă. Băi, uitați-vă cum arată ăsta. Hă? Ăsta e de la să ai un costum negru și cu ăsta. Și poți să-l ai pe un stativ, dar să aibă aceeași culoare. Uite, gen, stativul ăsta. Dar imaginați-vă aceeași culoare cum ar veni. Îl pui aici. Ridici ăsta, da? Se potrivește. Deci fiți atenți cum arată ăsta aici. Only you. E pentru stilul ăla. Cam astea sunt pe ziua de azi, astea le-am primit. În același timp, ăsta sună exact ca o secundă. Practic e ca ăsta, numai că uite-mă ce face un ambalaj. Ăsta și ăsta. Știți arabii aia care au diamante pe mașini? E cam asta, ăsta n-are diamant, în schimb are un crom super de calitate și eu zic că asta face toți banii. Plus că am auzit că acest microfon, de asta sunt foarte mirat într-un fel totuși că Fly Music ne-a făcut rost de acest microfon, mulțumim Fly Music. Acest microfon apare pe eBay, nu ăsta, deci ele sunt la fel, da? Dar ăsta, culoarea asta, apare la licitație. Adică deja nu se mai fabrică. Adică dacă mai prins vreo unul prin magazin, bine de bine. Dacă nu, pe net nu prea-l prins. De asta, pentru acest microfon, și-am ținut foarte mult, uitați ce culoare, bă, uite, vă mai arăt odată. La lumina asta, hai să dăm lumina mai tare. Uitați un pic ce culoare are. Și detalii. Deci te uiți la el în oglindă. Good evening, guys. Dacă îl pui pe ăsta, nicio treabă. Regular microphone. Îl pui pe ăsta. Și nu te las. Mulțumim mult pentru că v-ați uitat. Și ne auzim la episodul următor. Nu uitați să dați share, like, subscribe dacă v-a plăcut și lăsați întrebările voastre în comentarii. Ne mai auzim data viitoare. Hai, pa!